Timp de 3 minute în fiecare zi vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi analizăm activitatea lui Vasile Cocoș, ales în circumscripția electorală numărul 40 Vâlcea, pe listele PSD. Acesta este primul său mandat în Parlament. Înainte să ajungă deputat, a fost viceprimar al municipiului Râmnicu-Vâlcea și consilier județean. Vasile Cocoș este membru PSD din 1996. Potrivit datelor de pe site-ul Camerei Deputaților, parlamentarul nu a muncit prea mult de când a preluat mandatul. 20 de luări de cuvânt, 11 declarații politice, 76 de propuneri legislative și o moțiune. Durata luărilor de cuvânt este de 32 de minute și 33 de secunde. În puținele intervenții își arată, printre altele, fidelitatea față de partid. Guvernul Dăncil a înțeles că modernizarea României și creșterea economică înseamnă, în final, creșterea nivelului de trai de toate punctele de vedere. Personal, am mare credere în programul de guvernare 2018-2020 al Alianței PSD-ALDE și în capacitatea guvernului Dăncilă de a realiza tocmai acest program. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 2973 de voturi. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este prezența la vot. Dacă nu a fost activ în plenul ședințelor, măcar a participat la vot. Astfel, are o prezență de 90%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul încasează o indemnizație lunară de 10.003 lei. Deputatul PSD Vâlcea a reușit să se facă de râs anul trecut când a fost întrebat de reporterii Antena 3 ce formă de guvernământ are România. Ce formă de guvernământ are România? Stați așa, cum mai zice formă? Se știe ce. Am întrebat câțiva colegi de să nu știu, de aceea vreau să vedem dacă știe cineva. Puneți întrebări de astea ca să ne prindeți în capcană. Nu le spuneți? Vă spun mâine. Este momentul acum să aflăm care sunt punctele tare ale deputatului PSD Vâlcea. Fidel partidului din care face parte, fără probleme de integritate, prezență ridicată la vot. Punctele sale slabe vizează faptul că nu cunoaște Constituția, are luări de cuvânt puține, propuneri legislative număr mic și dezinteres față de comunitate. Pentru activitatea sa din acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PSD Vâlcea, Vasile Cocoș.